Câștigă o mașină cât ai fluturat din gene cu noutățile de make-up de la Mark din noua broșură Avon. La fiecare 3 săptămâni, broșura Avon te inspiră cu noutăți și oferte speciale. Contactează-ți acum reprezentantul Avon sau comandă chiar tu online pe avon.ro. Salutări de la Cluj! Exact! Suntem chiar pe dealul Clujului. Celebru. Este un loc absolut superb, se numește Wonderland. Și am venit aici pentru că am un concert aici, am un eveniment la care voi cânta. Și am descoperit un loc absolut superb. Noroc că a venit Șanca cu mine și ne vom bucura împreună de această zi. Au un restaurant drăguț, au un spa drăguț, așa că sunt foarte multe lucruri pe care le putem face aici. Deocamdată mergem să mâncăm ceva, când este foame, am făcut aproape 6 ore până la Cluj și ne pregătim pentru concert. Vreau să vă arăt și camera. Asta este camera noastră, camera micuță, dar aș putea spune chiar suficientă pentru ce avem noi nevoie. Un pat matrimonial, o saltea bună, perna nu contează că am venit cu ea de la București, televizorul, ăsta este șifonierul, chiar cu foarte mult bun gust. Aici avem minibarul și un mic birou unde eu am de editat chiar un vlog. Cred că și internetul merge foarte, foarte bine. Aici e baia. E ocupată pentru moment. Bună ziua! Bine ați venit la Cluj! Oh, ce verde te-ai făcut! Verde? Ce faceți copii? Dacă te vede domnul Funar... Gheorghe Funar. Ce faci? Bine, bine. Câte ore am făcut până la Cluj? Am dormit, să spun. Ai dormit? Am făcut vreo 5 ore și da. Nu? Gata, mergem să mâncăm ceva? Da, hai. Mergem la masă! Să avem poftă bună! Ce drăguț! Ce mișto e asta? Salut, Cristi! Salut! Vă place unde v-am adus? Da, mulțumim! Voi știți că Cristi este cumnatul meu? Adică fratele lui Adrian? Semănăm? Semănați, normal. Chiar, semănați? Da, nu știu, când eram mai mici, fii atent, mergeam în mall cu Cristi și toată lumea venea la el să-i ceară autografe, să facă poze nu cu cred. El. Serios, pe mine nu mă băgau în seamă, da. Serios? Da. Atunci era mai frumos, acum s-au mai schimbat lucrurile. Nu ești la fel de frumos, nu, aici e spa-ul. Bună, Aza. Bună, ce faceți? Bine. Mergem la masă. Teren. Ia uite, vreau să vă arăt, uite, au chiar un loc de echitație foarte drăguț și au scos căluții la plimbare. Cred că Sara ar fi nebunită. Da, dar n-am făcut bine, trebuie să mergem pe acolo, pe sus. Uite, asta e tot harta. Au inclusiv balon, uite. Coaier, da. Fântâni arteziene, biciclete. Deci pe bune, dacă nu trebuie să venim aici. De ce ai amețit, Cristi? Foame. Ți-e fomică? Deci ce ai făcut? Ți-ai făcut programare? Mi-am făcut programare la masaj, da. De la ora 20. Foarte puțin. Cât? 60 de roni. O oră? O oră, da. Ce drăguț. Suddenly there's no one else.
știu ce mănânci acolo. Mămăligă cu brânză de capră, ulei de trufe și spanac. Este și usturoi. Și usturoi, absolut senzațional. Deci, senzație. Foarte bună. Mulțumesc, Aia, și tu, te rog. Cum se vede Cluj în spatele tău? Iubire, îți mulțumesc că m-ai luat în această incursiune cu tine. Plăcere. Am nevoie de multe cuvinte să țin minte. Fericirea e acolo unde ești tu. Bună dimineața! Bună dimineața! Gata de drum? Cine sunteți și ce doriți? Pe cine doriți? Sunteți gata de drum? Doresc să vă duc la București. Suntem gata, Doamne ajută! Bună dimineața, am dormit bine. Greierii se aud spectaculos încă la ora asta. Deși ora 9 aproape. Și mergem spre casă, că ne e dor de copii. When the lights are out and you're stumbling in the dark, you kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, așteptăm să ajungem, abia așteptăm să ajungem la copii. Dar e frumos Clujul, sincer. Da, Cluj e frumos. N-am intrat în Cluj, dar e frumos Clujul. De data asta am stat lângă Cluj. Zona aceea. Mă rog, l-am văzut de sus. Ne gândim să mergem o dată acolo cu copiii. Salutări tuturor din zona aceea. Cu clujenilor. Salutăm clujenii. Oricum, ieri au venit la mine foarte multe persoane și mi-au spus că urmăresc vlogul și că ce drăguți sunt copiii și super, super tare. Deci avem audiență și la Cluj. Cred că la vară venim la Cluj câteva zile cu copiii, așa că poate facem o întâlnire. Sau dacă aveți vreun loc pe care să ne-l recomandați, cum ar fi o pensiune agroturistică pentru copii, nu știu, cu animăluțe, cu multă iarbă verde, cu fân, poate, habar n-am. Ne-ar plăcea să mergem să vizităm un astfel de loc și să stăm și câteva nopți, nu-i bine? Da, i-am zis că vara asta mi-ar plăcea să îi ducem pe copii undeva în zona rurală, să vadă și ei cum e viața la țară. Cum e viața la țară și cum trăiești cu niște animale în curte și așa mai departe. Ar fi tare frumos. Aici, deci, prin zona noastră, prin București, e complicat să găsim astfel de locuri. Sau dacă sunt, nu le știm. Viața la noi acasă e cu doi căței, cu niște pești, cu porcușor. Un porcușor. Sau mai mulți porcușori. Grop, grop. Au trecut iubirea mea, au trecut la frați cu dragostea. Yeah.
Mama și Noa joacă, ce credeți? Toilet time. Toilet time. Adică toaleta e nevoilor. Aula, nu vreau să mă uiți. Acum eu sunt, ai ta? Hai, unu. Mama, uite că e părul, s-a simțit. Două. Yes! No. Hai, de goace tu? De ce, e plin? Una, dai vasul plin cu apă, minerale. Mai dă încă o dată și... Și care e jocul? Explică-mi și mie jocul, că nu știu. Deci, îți spui, deci, lași fața aici și dai de la aia. Și de câte ori zici, trebuie să dai, de atâtea ori trebuie să dai. De asta. Lași la, la... Are șansa să te ude. Să te ude toaleta, iubire. Deci fii atent, uite, ne învăr de aici, da? Da. Trei flashe. Ce cadou merg de ziua mea. De la Cristina și de la Vlad. De la Kido. De trei ori și o trag. Una. Nu m-au dat. Două. Lasă-mă pe mine. Hai. Am dat să spun, nu merge. Nu te-au dat. Nu, am uitat să spun, nu merge cu toare. Nu merge cu apă minerală. Și de ce? Că nu pot să cred. Dacă e apă minerală, se scoate chestiile alea, știi? Pui bulele? Da. Ai pus, ai pus, și ați pus apă minerală? Scoate, pui bulele? Scoate, păi da, pentru că scoate, suntem mai fancy. Ai pus și aruncat. Și scoate aer și trebuie să... Vrei să încercăm cu șampanie? Bine, cum vrei tu. Că n-avem șampanie. Acum, acum facem vlog și Noa este cameramanul. Vrei să faci tu, vrei să faci tu o rândă cu mama? Da, hai să fac o rândă cu mama. Faci tu o rândă cu mama. Vino aici să ne filmezi de aici, din partea asta. Iub, dar cum se pune toaleta asta? Așa sau așa? Că asta cred că are un step, să-i știi. Lasă-mă pe mine, te rog. În ce parte? Hai că vă las așa, cam. Așa sau Iub, nu. Uite, se pune, dar se, doar se pune când e goală, când e goală. Nu, gurița mea, că nu-i bine așa. Ție cineva care o să vă explic? Facem un trei. Hai să facem un trei. Hai că acum e rândul tău, Noa, vino. Eu sunt, deci mergem așa. După aia tata, după aia mama și pe aia eu. Sunt ultimul eu. Bine. Dă-i tu pentru mine. De fapt, eu vreau trei. Deci, merg la trei. Mă dat de când mă rog. Iubirea mea. Am dat. Mai e de două ori. Hai că trag eu. Nu, no, ia-ți fața. Yes. Dă de asta, dă de asta. E hârtie. Două. Doi. Trebuie să-mi scot ochelarii. Mai încă o dată. Te-ai stropit cu toaleta. De câte ori m-a stropit pe mine? O dată. Nu mai faceți pipi, vă rog pe mine, nu mai faceți pipi. De câte ori te-a stropit? O dată. Și pe mine niciodată. Ba da, pe tine o dată. Pe mine? Niciodată. Lasă fie trei. Trebuie să fie trei. Dar lasă-l nouă, cum se limbește. De ce? Eu mereu. Toaleta e ceva cu mine? Seriously, mai e ceva cu mine? Mai e de două. Câștigă o mașină cât ai fluturat din gene cu noutățile de make-up de la Mark din noua broșură Avon. La fiecare 3 săptămâni, broșura Avon te inspiră cu noutăți și oferte speciale. Contactează-ți acum reprezentantul Avon sau comandă chiar tu online pe avon.ro.